Dragii mei, a trebuit să tăiem pauza mai repede din motivele astea de înțeles. Unu, sper să nu se uite ai mei de acasă la televizor. Și doi, nu știu cât mai puteam să-i ținem pentru că aproape i-am hipnotizat pe căței. Astăzi v-am adus niște pui senzaționali. Sigur că și adulți arată foarte bine căței ăștia, dar ca pui n-am prea văzut mulți în viață. Și dacă tot am prins ocazia asta, l-am chemat pe Ciprian, împreună cu soția, să ne arate niște exemplare de ciobănesc caucazian pui. Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața! Avem două reprize de frați, nu? Da. Ăștia mai negricioși sunt 5 și au vârsta de... 9 săptămâni. 9 săptămâni. Da. Bun, aceeași mamă. Aceeași mamă, același tată. Și ăștia doi picurei de... zici că doi stropi de apă, că seamănă foarte, foarte tare. Cât au? În weekend vor face 3 luni. 3 luni și deja sunt cât ursul. Da. Bun, să luăm lucrurile pe rând. Pe rând. Un adult ajunge să aibă o dimensiune destul de mare, e un câine mare. Exact, poate ajunge la o greutate de 80-90 de kilograme un mascul, 65-70 de kilograme o femelă. Ok. Ei sunt câini recunoscuți pentru? Utilitatea lor, paza și protecție. Asta sunt câinii cei mai pricepuți la pază, cei okay. mai buni. Ok. De toate rasele. La 90 de kilograme, evident că se ia la trântă și cu ursul. Bun, acum hai să mergem la ținutul lor acasă. Și aici vorbesc de casă-casă, că bănesc că la bloc e un pic mai greu. La bloc e imposibil, după părerea mea. La casă se poate crește, fără probleme. Am înțeles. Pot trăi singuri sau e bine să ai perechea? Pot trăi și singuri, dar e bine să faci și pereche sau să ai mai mulți. Hai să învățăm câteva lucruri despre pui, că pui sunt acum la... În primul rând, de ce sunt de două culori total diferite? Păi, standardul spune, culorile acestea sunt permise în standard. Standardul spune că negru este interzis până de la rădăcină până la vârful firului de păr. Dacă este negru în totalitate, atunci ar fi un defect. Sau maro, sau albastru genetic. Atât. Restul este permis. Cum îi zicem la această culoare, nes cu lapte? Păi, ce să se zic? Cum îi ziceți voi? Un gri. Un gri deschis. Un gri deschis. Bine, faptul că are fața neagră îi dă o fioroșenie, așa. Masca neagră, da, și trufa neagră. Da, n-aș vrea să mă întâlnesc cu el adult noaptea. Nu știu dacă se vede foarte bine acasă. Lăboanța lui este cât inima palmei mele și eu n-am palme foarte mici. Uită-te la el. N-am fost în vizită să văd un ciobănesc caucazian, dar sunt curios... Cum se descurcă un câine de genul ăsta? Sunt câini foarte echilibrați. Temperamentul lor este echilibrat. Sunt foarte iubitori cu familia. Okay. E adevărat că trebuie să socializați. Nu este de ajuns doar să-l achiziționăm un pui. Și crește pe lângă casă? Nu este de ajuns. Trebuie socializat, trebuie scos în diferite medii. Da. Puiul ar fi bine să plece după vârsta de 2 luni din cuib către nou proprietar, să aibă minim 2 vaccinări, okay. cum sunt și ei acum. A trecut o săptămână de la al doilea vaccin. Okay. Să se imunizeze. Bun, nevoi speciale. Trebuie periați, trebuie spălați sau poate să trăiască exact ca la ei acolo, unde păzeau probabil animale? Trebuie speriați. Ia un păr foarte special. Exact, trebuie speriați, dar spălat foarte rar. Acum că am venit aici, da. I-am și spălat. Miros foarte bine. Păi și mulțumim pentru efortul ăsta. Când ajunge la maturitate, el mănâncă des? Se zice că unii câini mari mănâncă o singură dată pe zi. Da, un adult mănâncă o singură dată pe zi. Noi așa facem. Cât poate să mănânce un adult de 80 de kilograme? Adică... În jur de 600-700 de grame, doar atât, nu mai mult. Ok. Ca să poată fi funcțional, să se poată mișca, să poată face pază, să nu-l îngrășim. Ok. Da. În perioada de creștere mai e important să nu îngreșim pe puiuți, pentru că pot apărea probleme de articulații. A, deci lor le place mâncărica. Ar mânca cât un adult, unul mic, la 3 luni. Dar nu e bine. Am înțeles. Îi vedem în preajma copiilor, că avem copii aici, dar sunt curios cum fac în preajma copiilor mai mici. Păi trebuie supravegheați. Ei se pot juca și îi pot lovi. Din joacă. Din joacă. Am înțeles. Sunt curios să văd imagini cu treaba asta. Bun. Lucrul la care ar trebui să fie atent un om care își dorește un câine de rasă.
În primul rând, să achiziționeze câini cu pedigree. Este singurul lucru care atestă că e puritatea rasei. Bun, deci documentele. Pedigriul este cel mai important și ne și ajută pentru reproducție, ca să știm ce înmulțim mai departe și ce ascendențe au, ce genetică au. Am înțeles. Câți pui poate să facă o femelă de caucazian? Păi de la 1 până la 14-15 pui, depinde. Depinde nu de pot să crezi. Da. Am avut fătare cu 14 pui, am avut și fătare cu un singur pui. Am înțeles, deci cum vrea natura. Da, exact. Bun, noi vă mulțumim că ați venit pe la noi, o să rămânem la poze. Cum vă găsește lumea pe internet? Ciprian Anghelache, și pe Facebook și pe Instagram, și pe site caucazorizont.com. Am înțeles. Asta dacă au oamenii întrebări, înainte să se apuce de a face cumpărături, că nu știu dacă știți, dar ăsta nu este un animal care poate fi botezat Țiții, Mini, etc. E un câine care chiar te leagă un pic pentru următorii 15 ani și îți schimbă viața. Dar uitați-vă la fețele lor. Deci, nu, ăla e fundul. Uitați-vă la fețele lor. E greu să refuzi un cățel din ăsta, l-am mângâiat sau l-am zmotocit. Mulțumim tare mult că ați venit de la Cuib special pentru un noi. Un singur anunț, dacă se poate? Te rog. Pe data de 5 noiembrie la Rucăr avem competiție de club, ultima competiție din acest an. Sunt direct implicat fiind și vicepreședintele clubului de ciobănesc caucazian din România. Așteptăm toți iubitorii de rasă la această competiție, la Rucăr 5 noiembrie. Vin numai ciobănești caucazian? Doar ciobănești caucazian. Mamă. E o competiție destinată ciobănescului caucazian cu un arbitru specialist al rasei din Serbia. Ia auziți, voi o să stați acasă că sunteți prea mici, dar poate mergeți așa de expoziție. Bine, eu să mă așez aici pe perna asta mea și dau legătura mai departe la Răzvan, pentru că acest câine extrem de periculos, asta vreau să vă spun, să aveți mare grijă că el de mic este super periculos și face ravagii. Deci o să vă facă ravagii în suflet dacă nu știți cum să-l luați de pălmuță. Răzvan a făcut o ravagie, cum ziceau ziarele colorate.